jucători la ora actuală cu un fizic foarte, foarte bun. Dar eu zic că va învinge cel care va avea tactica cea mai bună. Și iată schimb de lovituri între cei doi. Tiță pe piept are tatuată chipul băiatului său. Frumos acolo combinație de brațe. Cătălin Smărândescu îmi spune că s-a luat după el când și-a tatuat copilul pe piept. Nu, invers, și-a tatuat Tiță după care și-a copiat și Smărândescu. Bună această lovitură joasă expediată de Mio Dragolar. S-a auzit cum a pliciuit lovitura. Tiță a trebuit să miște mai mult și să fie el primul cel care lovește pentru a câștiga în acest meci, pentru că Olar este foarte, foarte rezistent. Foarte bine a lovit pe contră Marius Tiță. Și iată că ușor, ușor încearcă să se impună la centrul ringului. Olar are lovituri foarte puternice de picior și de braț în același timp. Eu zic că va câștiga cel care va fi mai... care va aduce o luptă tactică mai bună. Frumos a punctat. Combinații de brațe, da. Combinații de braț, picior. Iată croșet de stânga. Frumos, stânga, întâmpină cu stânga aia frumos. Lovește și în burtă. Croșet de dreapta, picior la burtă. Bine, Marius Tiță ține centrul ringului cu lovituri. Olar înaintează fără să lovească și acesta îl ține și îl boxează. Frumos cu stânga, iată cum îl boxează cu stânga directă, croșeu de dreapta și la burtă acolo. Punctează bine Tiță. Nu se lasă nici Olar, foarte bine. Frumoasă combinație lui Tiță. Foarte frumos până în acest moment. Olar insistă cu loviturile de picior. Tiță boxează mult cu brațul din față, îl întâmpină bine acolo și stă pe loc și evită lovitura. Și iată foarte frumos acest meci între doi sportivi tehnici. O directă de stânga acum din partea lui Tiță. Bună și seria încheiată cu piciorul de Mio Dragolar. Croșet de stânga ratat acolo de Marius Tiță. O directă scurtă, croșet de stânga. Boxează bine acolo cei doi. Iată, schimb de lovituri între ei acolo. Bine cu stânga aia, punctează și Olar își vede de treabă și lovește acel low kick puternic. Schimburi de lovituri între cei doi, nu se menajează deloc. Iată aceste contre de lovituri care sunt foarte puternice. Ce directă a trimis acolo Tiță. Acest meci Tiță îl poate câștiga cu lovitura directă de stânga dacă știe să o pună în aplicare. Iată un schimb, de ce? Pentru că îi oprește atacul lui Olar. Bun acolo schimbul de lovituri, îl împinge frumos. Arbitrul le face semn să lupte. Ultimele 10 secunde. Stânga dreaptă, unul lovește la picioare, celălalt lovește cu brațele. Se vede experiența în plus a lui Marius Tiță față de adversarul său, dar și puterea cu care lovește Olar. 10 ani de lupte în ring. Începe a doua repriză dintre Marius Tiță și Mio Dragolar. Tiță cu short alb, Olar cu short închis la culoare. O lovitură sub centură, acuzat acolo de Marius Tiță. Își recunoaște vina. Olar spune că n-a vrut. Mi-aduc aminte când ai luptat Ciprian la un local combat cu un neamț. Nu mai țin minte cum îl cheamă, dar cred că a dat cu ură omul atunci. Da, și m-a lovit bine. Noroc că am avut cochilie metalică. Un meci frumos până în acest moment. Da, a fost o lovitură de genunchi care s-a dus în momentul în care Tiță încerca să trimită o lovitură mediană de picior. Cu siguranță nu și-a dorit Olar să lovească pe adversarul său în acea zonă. Să reia lupta. O lovitură joasă de picior din partea lui Tiță. Ripostează și Mio Dragolar. Directă de stânga, lovitură joasă de picior. O lovitură la burtă. Deja Tiță sângerează, dar merge înainte. Se mișcă mult Mio Dragolar, Tiță ceva mai static, îl așteaptă. Pune ceva presiune, își face tactica pentru acest meci. El știe că dacă va sta aproape de Olar, va câștiga. Dacă va sta la distanță și îl va lăsa să construiască, cu siguranță va fi mai dificil pentru el. Un meci foarte frumos între cei doi cu schimburi de lovituri. Tiță e puțin rănit la nas, continuă lupta.
este foarte lucid până în acest moment, schimburi de lovituri între cei doi. A încercat acolo direct la corp Tiță, o lovitură înaltă din partea lui Ola. Și dreapta din partea lui Tiță, frumos. Frumos acest meci între cei doi, doi bărbați stau în centrul ringului, se bat acolo, o croșere stânga pentru Olar. Foarte puternic Olar. Și Olar, cum v-am spus, dacă e lăsat, își face combinațiile foarte bine. Bine, bună acolo croșere, iată ce schimburi de lovituri între cei doi. Sunt bărbați adevărați, se luptă care pe care în aceste momente. Un meci foarte frumos, un meci tehnic, iată stângă-dreapta Tiță, lovitură de picior Olar. Iată cum stau în centru cei doi și se lovesc. Și nu numai că lovesc, dar au și o tehnică foarte bună cei doi sportivi. Și iată lovește la limita regulamentară acolo între cei doi. Arbitru șterge pătiță și să vedem ce decizie va lua. Va continua meciul, bineînțeles. Să reia lupta dintre Tiță și Mio Dragolar. Tiță foarte energic acolo. Bun, această lovitură din întoarcere în blocaj. Și iată cum punctează cu brațele Tiță, frumos cu stânga. Luat în brațe acum Mio Dragolar. Desparte arbitru pe cei doi. Și punctează cu stânga, picior Olar. Și o lovitură la picior la cap. Bine, Tiță acolo stă bine. Iată schimb de lovituri între cei doi. Publicul stă cu inima la gură, să vedem ce se va întâmpla în continuare în acest meci. Ne apropiem și de finalul acestei reprize secunde. Deja încasează, sunt 10 secunde. A încasat Tiță acolo o directă de adversarul său. Olar trimite o lovitură de picior. Și iată că se termină și a doua repriză. Între cele mai frumoase meciuri din această seară la Local Combat aici la Sibiu. O lovitură de picior la cap. Reușită de Marius Tiță acolo, frumos cu stângul și iată low kick puternic. A început hotărât această repriză, să vedem, se va decide care pe care și lovește Tiță cu picioarele acolo, primește o directă de dreapta și ripostează, iată un meci frumos între cei doi. A încercat Olar acolo lovitură înaltă de picior, acum reușește un low kick sportivul sibian. Este foarte rezistent Olar și foarte insistent, ăsta e stilul lui de luptă, merge înainte și are lovituri foarte puternice și primește foarte bine. Lucrează mult pe ripostă. Duce pe picioare loviturile încasate Mio Dragolar, indiferent de numărul lor. În stânga aia Tiță îl boxează cu stânga, Olar lovește low kick. Iată, care frumos, pe care în acest moment. Frumos, un schimb frumos între cei doi. Face pasul înainte Olar și Tiță stă pe loc și l-așteaptă cu lovituri de braț. Un meci inteligent în această seară a făcut Tiță. Iată un croșet de dreapta, lovitură de picior cu stângul. Încearcă de întoarcere Tiță la genunchi. Lovește la ficat cu brațul stâng după piruetă acolo Tiță. Stă mult mai bine în acest moment Tiță decât adversarul său. Puntează mult mai bine pe croșet. Mai mult și mai clar. Iată un croșet de dreapta. Este un meci deschis care pe care. Bine cu 3-4 brațe. Combinații de brațe. Nu trebuie să-l lase Tiță și ripostează acum. Foarte frumos să-l întâmpine cu brațul stâng din față. Lasă capul jos Tiță, încearcă lovitura la corp. Schive Tiță acolo, iată un croșet de dreapta, l-a lovit acolo. Și Olar se încăpățânează și vine înainte. Foarte frumos acest meci, un exercițiu de voință pentru cei doi. Un exemplu frumos pentru acest sport. Cum a intrat Tiță în acea lovitură, exact când Olar a trimis direct, Tiță s-a dus cu figura în mănușa adversarului. Și iată un croșet ratat acolo, frumos, frumos. Se pare că Olar i-a dat puțin pe spate, dar iată cum revine. Foarte frumos acest meci, schimb de lovituri între cei doi, care pe care în aceste momente și Tiță punctează cu directa din față. Un meci frumos, tactic și cu lovituri spectaculoase, cu tehnică variată, lovituri de braț, de picior, un croșet de dreapta acolo, punctează Tiță cu stânga din nou. Zic că s-a distanțat puțin pentru că a lovit mai clar în această repriză și nu numai. Tiță mai încearcă și el o directă scurtă, a încasat o lovitură joasă cu picior, bună această dreaptă. Și Olar insistă cu low kick-urile, foarte mult cu low kick din spate. Și Tiță stă lângă el acolo, stă aproape și boxează, la un moment dat rupe distanța. Se relaxează puțin, capătă puțin energie și vine înainte. Iată și puțin spectacol acolo, frumos, fără gardă, Tiță. Bine, și îl pândește cu un croșet de stânga. Bună această serie, două directe în două, direct de stânga. Direct de stânga, croșet de stânga. Frumos se termină și acest meci foarte frumos. Greu de spus cine a câștigat.